Deși economia țării este susținută în mare parte de sectorul privat, discrepanțele privind beneficiile pe care, intitulați generic, bugetarii le-au avut din totdeauna față de angajații care lucrează în mediul privat s-au adâncit de la an la an. Mai cu seamă în ultimii ani de pandemie, când dezavantajele unui job la privat față de unul la stat s-au putut observa cu ochiul liber. Declarația momentului însă vine de la ministrul Muncii Marius Budăi, care consideră că la stat nu lucrează oricine sau persoane necalificate, ci persoane preponderent cu studii superioare, prin urmare meritându-și creșterile salariale de care vor beneficia în următoarea perioadă. În antiteză, în mediul privat ar lucra mult mai multe persoane fără calificări deosebite, de aici salariile mult mai mici decât angajații care încasează de la stat. Conform Digi24, impactul creșterilor salariale în rândul bugetarilor va fi de circa 2 miliarde de lei până la sfârșitul acestui an. Și salariații de la stat, ca și cei de la privat, să știți, sunt cetățenii români și ei au fost afectați de aceste majorări de prețuri. Nu cred, repet, nu cred și nu o să susțin niciodată așa o teză în care cetățenii români sunt pur împotriva altor cetățeni români. Aici trebuie să avem o discuție onestă și a insista un pic cu permisiunea dumneavoastră. Sunt două chestiuni. Într-o mare parte, unii din angajații de la privat lucrează la o parte din muncitorii necalificați. Ori muncitori necalificați la stat găsiți foarte puțini. Calificările sunt în altele sunt și salariile. În plus, la privat, o problemă majoră ar consta în raportări mincinoase din partea angajatorilor, potrivit declarațiilor ministrului Muncii. Cu alte cuvinte, mulți ar oferi angajaților în mână alte sume decât cele stipulate, de fapt, în contractul de muncă. De aici ar rezulta diferențele salariale vizibile dintre angajații din sistemul privat versus cei de la stat. Și dacă mai vorbim și de o, haideți să spunem, raportare mincinoasă, da? Știm cu toții că încă în România se practică, din păcate se complac și lucrătorii în această situație, plata cu 2 lei pe hârtie și 5 lei în mână. Și atunci o să vedem că dacă vom avea un cost real trecut pe hârtie, alta va fi diferența. Asta ca să lămurim diferențele salariale. Conform aceleiași surse, România are în jur de 1,2 milioane de persoane angajate la stat.